Iubiți și vrednoritori creștini, Biserica noastră ortodoxă o cinstește astăzi pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, cea care s-a născut în secolul al XIV-lea în Epifat, lângă Constantinopolul de astăzi, lângă Istanbulul de astăzi. Într-o familie foarte bogată, dar oameni foarte credincioși. Am avut încă un frate mai mare decât ea, care s-a călugărit și a ajuns episcop. După ce părinții au plecat la Domnul, ea a dat curs unei invitații făcute Mântuitorul, așa cum ne face nouă fiecare duminică Mântuitorul la Sfânta Evanghelie. Când ea era tânără și mergea la biserică, se spune pe când avea 10 ani, a auzit la Sfântă Cuvie cuvântul Evangheliei: oricine voiește să vede după mine, să se lepede de cea crucea sa, să mă urmeze mine. Marcu 8:34. Chemarea Mântuitorului a sădit în inima ei dorul de desăvârșire, dorul de a se uni cu Dumnezeu, de a trăi viața în Sfințenie. Așa se face după ce părinții au plecat la Domnul și a împărțit cu fratele ei averea și a dat-o la săraci, ca milostenie, iar ea s-a călugărit. S-a așezat lângă Constantinopol la o mănăstire și apoi a plecat să vadă locurile sfinte. A dorit foarte mult ca să ajungă să vadă Țara Sfântă, locul de unde a umblat și a predicat Mântuitorul. Se spune în viața ei că ea, la 25 de ani, într-o noapte un înger i-a spus în vis aceste cuvinte: să lași pustia și locul acesta, să te întorci la moșia ta, la patria ta, ca apoi se cade ca să lași trupul pământului, să treci din această lumea de Dumnezeu pe care l-ai iubit. Și așa a făcut, a lăsat pustia și locurile unde ajunsese, s-a întors la Epifat și acolo a viețuit până când Dumnezeu a luat la el. Unde a fost ea mormântată în cimitirul satului, nimeni nu știa viața ei decât mai Dumnezeu. Dar interesant, Dumnezeu nu lasă pe oamenii lui fără să fie cunoscut și nou. Un corăbier a fost înmormântat după ce a murit de niște oameni, exact în mormântul Sfinii. Acela era un om cu viață stricată, un om păcătos. Și atunci, într-o noapte, s-a arătat celor care au făcut acest lucru, celor care au îngropat acel corăbier, s-a arătat unui grobar cu numele Gheorghe și i-a spus așa Sfânta: Gheorghe, pentru ce mi-a scut de trupul Sfânt de Parascheva? Nu știi că Dumnezeu a iubit frumusețea ei și a adus o cartăreasă pe pământ? Și s-au dus, au dus și alții același vis, s-au dus a doua zi la pământ, au săpat din nou pământul unde era pus acel corăbier, și au găsit mai jos în pământ trupul Sfintei Cuvioase Parascheva, necutrezit, frumos, mirositor, plin de sfințenie. Sfântul Dumnezeu, vedeți, a înzestrat-o, vedeți, cu limbul sfințeniei. Au luat trupul Sfintei, l-au așezat în zile de privat, apoi a fost dus în Constantinopol. Însă Dumnezeu a rânduit ca în anul 1641 să fie adus la noi în Moldova.
De ce? Pentru că Domnitorul Vasile Lupu a plătit în Patriarhia Ecumenică datoriile care le avea poartei otomane. Și ca semn de recunoștință și mulțumire, Patriarhia din Constantinopol i-a dăruit acestui metropolit, acestui domnitor, i-a dăruit trupul sfinț din Paraschiva. Și de atunci se află până astăzi la Iași. Am să vă citesc un act foarte interesant pe care l-a scris cu acea ocazie Mitropolitul Varlam și Mântuitorul Moldovei de atunci, Vasile Bodălu. Și spune așa: cu voia Tatălui, cu spurerea Fiului și cu crearea Sfântului Duh și Viu Făcătorului Duh al Dumnezeu, cel prea mărit, prea chiar de Sfânta și cel vinț în trăime, Evlaviosul Mântuitor de Dumnezeu, Hristos Domnul, Vasile Voivod, din meu Dumnezeu, Mântuitorul Țării Moldovei, fiind răvnitor și apărător al dreptei credințe, răsăritene, s-a servit cu mare sfârșie și cu un dor tărare, după economia dumnezeiască și a adus de la Constantinopol aceste prea cinstite moaște ale cuvioasă care a spirit Maica noastră. Și se cheamă Vineri. Aceasta a fost a treia strămutare a ei. Acele 365 moaște le-a primit prea Sfântul Patriarh Kir Partenie, cu tot bunul sfat, cu buna voință a toată biserica, și-a trimis această comoară prin trei mitropoliți. Ioanite Kir Patriarhie, Kir Partenie al Adrianopolei și Cântiofan al Paleopatriei, în zile preasfințitului arhiepiscop Varlam al Moldovei, pe care moaște Evlaviosul și de Dumnezeu viitorul Vasile Voivod, cu mâna lui Dumnezeu, Mântuitorul Moldovei, le-a primit cu toată cinstea și cu toată dragostea, mai mult decât pe părintat prețios, le-a așezat aici cu două Sfinta Biserică a Sfinților de Erar din Iași, Vasile cel Mare, Iulie Teologul și Ioan Crisostom. Și le-a păstrat de cinstea și slava una Dumnezeu cel închinat de treime, pentru nesfârșită rugăciuni are cuvioasă în magii noastre Paraschieva. Pietarea Părtasului și a tot rămânat pe Sfânia în anul 1641, în al 8-lea an domnie a sa, pe 13 iunie, în același an s-a născut și Fiul Domnitorului Ștefan Voivod, căruia, băi Doamne, zile de rugate și ai mulți. Iată că v-am citit acest act ca să vedeți că istoria nu este o poveste, și mai ales istoria Sfinților este un adevăr trăit și nu de oricine. Și de acest popor, vedeți, românesc. Păi ia gândiți-vă ce domnitor a putut avea Moldova în vremea aceea, care a dorit moarte cu viață Paraschiva și astăzi ce fac cu veranții noștri. Știe Domnul prim-ministru și Domnul Arafat și Domnul Iohannis cine este cu viața Paraschiva? Știe câți oameni s-au vindecat mergând la moaște Sfinților, citind Atatul Sfintei cu viață Paraschiva? Știi eu ce înseamnă credința aceasta dreaptă în Dumnezeu? Nu știu. Dacă știa, nu puneau intervenții. Și ca să vă convin că Sfânta și astăzi are Dumnezeu mare trece, am răspuns o minune care a făcut-o cu o familie de lângă Iași. O familie de lângă Iași nu se prea înțelegea ca mulți dintre noi astăzi. Femeia a părăsit casa seara, iar soțul și fiica o căutau pe Iași. Și n-au găsit-o.
Copila a adormit, iar soțul Adrigana, Sfânta Parascheva, la moarte în sală, și acolo s-a rugat cu lacrimi ca să-i întoarcă soția în familie cu bine. Ajungând soțul acasă, după o oră, bate cineva la ușă. Era soția. Avea chipul palid și îngrândurat. Și întreabă soțul, unde ai fost, femeie? Ce s-a întâmplat? Și spune ea diavolul, mi-a dat îngând să mă sinucim. De aceea m-am așezat pe linia trenului, calea ferată, aproape de egală, dar la ore 8 seara, pe când venea un tren cu viteză, fiica noastră plecată în alb, a venit la mine, m-a apucat repede de mâini și m-a aruncat afară de pe linie. Așa am scăpat de moarte și de o strângă iadă. După ce m-am întâlnit cu sine, am cerut Dumnezeu că m-a iubit de acest cumplit păcat, m-am întors acasă. Spune soțul femeii, în seara aceasta, la ora 8, fiica noastră, era acasă, era culcată. Iar eu mă rugam pentru tine. De aceea te-a salvat nu fiica noastră, ci însăși Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ea a luat chipul fiicei noastre, s-a îmbrăcat în alb și ea te-a salvat și de la moarte și de la ea. De aceea ei se mulțumim căci ea te-a scăpat de această umplită și dublă moarte, trupească și sufletească. Și multe se pot spune despre Sfânta Cuvioasă Parascheva, dar cine are urechi ca să audă și inimă ca să priceapă, să înțeleagă. Pentru că Sfânta Cuvioasă Parascheva nu numai pe cei care nu au luat, pe toți care cunosc viața ei, cinstesc, iată sărbătoarea ei și mai mult cinstesc ca să fie Cuvioasă Parascheva. Este foarte impresionant să vezi în viața unui tânăr că Dumnezeu are loc. De la 10 ani să primească ea cuvântul Evangheliei în inima ei și să trânjească după aceste rășini. Oare noi primim cuvântul Dumnezeu în inima noastră, trânjim după Dumnezeu în fiecare zi, căutăm noi ca și Sfânta să urmăm în Hristos, sau din când în când mai zicem, Doamne, ajută-mă și iată, ne desfacem cum vrem noi. Păi iată ce sunt Sfinții, sunt modele adevărate de urmat în viață. Sunt cei care au ridicat puterea și valoarea acestei credințe. De aceea Dumnezeu i-a preamărit. După atâția ani vedeți Sfânta Cuvioasă Parascheva și astăzi își arată prezența ei în lumea noastră. Ce important ar fi dacă avea și noi asemenea domnitori ca Vasile Vodăluga. Sau ca și Constantin Mărcovian, sau ca Mihai Viteazu. Oare știu guvernanții noștri că mama lui Mihai Viteazu s-a călugărit la bătrâne și a ajuns să fie la cozia mormântată? Vedeți, neamul acesta se bazează pe două mari valori. Credința ortodoxă și iubirea de patrie, de neam. Nu noi am ales să fim români și ortodoși. Ne-a dat Dumnezeu ca și dar. Dar ce facem cu el? Suntem fricoși, suntem de multe ori toate departe de ceea ce putem să fim. Iată Sfinții, nici ne trezeți. Nu dormiți, fraților. Că zilele sunt rele și nu știm cât mai avem până pe când ești. Ce răspund vom la noi? Că am lăsat jos măsurile, am lăsat jos chemarea aceasta de a ajunge la desăvârșire, am lăsat jos iubirea de neam, iubirea de biserică, iubirea de Dumnezeu. Să rugăm pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, așa cum a rugat acel bărbat, să ne vindece și pe noi și pe cei din neamul nostru și acest popor care este greu încercat.
facem pocăința adevărată, să iubim pe Dumnezeu și pe Sfinții Lui. Ce frumos spune o parinie de la Sfinții. Sfântul cel vreau să plâng la Dumnezeu și Fiul nu se va atinge de El. Să căutăm și noi ca să primim o viață plăcută Dumnezeu, ca să fie propriul suflet plăcut Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.